Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a solicitat ministrului Dan Perciun să pregătească o hotărâre de guvern care să permită alocarea a 1,3 milioane de lei din fondul de rezervă pentru reparația sării în care se antrenează membrii ansamblului Heceni din raionul Sângerei, care au primit Golden Buzz-ul la România au talent. Am convenit cu ministrul Perciun că vom aloca 1.300.000 de lei din fondul de rezervă al guvernului pentru ca ansamblul Heceni să-și poată continua activitatea artistică. Cu acești bani, sala de repetiții din Hecenii Noi, raionul Sângerei, va fi reparată și în acest fel ansamblul Hecenii ne va putea bucura și în continuare de noi reușite. Precizăm că anterior șefa statului a cunoscut la președinție pe Hecenii, tinerii dansatori din Heciul Nou, Sângerei, care au devenit virali în aceste zile pe toate rețelele de socializare după ce au făcut senzație la o emisiune din România. Președinta i-a felicitat pentru prestația lor debordante de energie, de pasiune și vitalitate care a fermecat milioane de oameni.